Astfel voi arăta cum să faceți un intro al vostru mai pe scurt. Așa că hai să începem. Deci, eu în momentul acesta filmez cu Camtasia, deși unele le filmez cu Banicam, pentru că Banicam câteodată filmează mai bine și pe aici mai e și... Camtasia filmează bine. Deci filmați cu ce program vreți voi. De exemplu, să luăm un... facem un proiect, file, new project. Și aici vom începe un proiect ca să punem pe imagine mai succesul ăsta library. Vă alegeți o temă. Eu folosesc mereu în the line pentru că îmi place cum se vede. Ca să fiți pe YouTube, spune și aici YouTube and screencast 6.9. Ok, o mutați pe unde vreți voi. Dacă e să faceți așa, înseamnă că măriți cât de mare este videoclipul, mini videoclipul, cum să spunem, după cum puteți vedea, spune Enter Titles Here, să spui titlul. Acum vom mai adăuga o bandă și o să punem un audio. Deci, mergem aici la Import Media. Eu am pe desktop și pe jocuri. Și aici am eu un mix, l-am numit eu pentru că l-am făcut cu Virtual DJ, care acesta este titlul meu, îl fac cu cel mai mic să nu rămâne locul ăsta liber. Și videoclipul, mini videoclipul să spunem așa, îl ducem exact pe linia asta galbenă care se activează automat ca să nu mai trageți voi, să fie perfect. Pur și simplu plus, text cal, toate aici sunt scrie albastru și vă scrieți ce vreți voi, de exemplu, la mine scrieți. Și o să-l pun acum, încât să fie aici pe linia astea două galbene, să fie centrat cum ar veni. De aici știu fiecare videoclip cum să-mi pun numele și toate astea. În fine, toate astea și acum a ieșit asta. Da, puteți să vă schimbați titlurile, dacă aveți. O singură chestie să mai spun, dacă am, deci videoclipurile să le puneți mai mereu pe track 1, adică pe banda numărul 1, pentru că ce puneți peste videoclipuri, acesta va intra cum ar veni în videoclip. Deci dacă cumva mai adaug aici bandă, că spus mai mult, dacă bag aici melodia și peste videoclipul, ori se vede în videoclipul. Bine, asta trebuie să fie altfel, cred că e vorba numai de la videoclip. Deci, ce este? Peste videoclip se ia în videoclip, de exemplu un callout. Să zicem, vedeți ce peste. Facem pe aici un callout. Așa. Vreau tot să fie invers. Acum îl voi pune sub videoclip. Și după cum vedeți, se vede mai videoclipul. Și dacă îl pun peste videoclip, apare. Mai o chestie care aș mai vrea să vă arăt. După ce ați făcut videoclipul, puteți să-i dați record the screen, cum fac eu acum. Aici este bara. Și text, videoclipul este, vă pune imediat lângă. După ce ați terminat, click dreapta pe ce vreți pentru delete. Dacă mai vreți să adăugați un videoclip, să mai adăugăm ceva de pe aici din librărie.
Graphic title. Ok, ceva de genul. Aici. Deja are transmisiile, așa că nu o să-l iau. Oh, acum nu mai are. Ok, deci îl lipim. Lângă. Și după cum puteți vedea, o ia direct, așa că mai frumos se pot transmisie. Și de aici puteți să alegeți care cum vreți, de exemplu asta e potrivită, puneți aici. Iar acum, apropo, scuze pentru sunet, cum se aude așa tare. După cum puteți vedea, s-a văzut puțin. Putem să-i punem și un text 3D, mai sunt pe aici mai jos. Ca de exemplu, asta arată. Visto asta e văzut de multe ori. Și mai era și asta. Sau... nu știu asta. Asta e. Ala 3D despre care vorbeam. Și așa vă puteți face propriile videoclipuri. Mai ar fi o chestie care o să vă spun repede. După ce faceți videoclipurile, dacă nu vreți să aveți sunet, stați aici la audio și puteți să umblați cu sunetul, să facem mai mic sau mai mare. Cam atât a fost pentru azi. Mulțumesc pentru vizionare, sper că v-a ajutat. Dacă aveți probleme, dați coment și like și subscribe. În afară de asta, aș mai vrea să spun că pe la 50 de abonați, cam așa ceva, voi face un concurs pentru o invitație de Filelist. Și da, așa că nu uitați neapărat să nu uitați să vă abonați. Și mulțumesc pentru vizionare. Noapte bună și ciao.